Vali Steaua s-a oprit în cupă în turul 2 înainte de grupe. Ce s-a întâmplat în această seară? În primul rând vreau să-mi cer scuze față de suporte care au venit și ne-au încurajat de minutul 1 până în minutul 93 și au dorit foarte mult să ajungem în această grupă a Cupei României. La fel ne-am dorit și noi de mult, am intrat determinați, ne-am bătut pentru orice minge. Am greșit de 2 ori și ne-au taxat de 2 ori. Chiar dacă sunt ultimul loc din Liga 1, se vede că față de noi au un alt rin. E clar, competiția în care ei joacă are o viteză peste noi. Ce s-a întâmplat în repriza a doua? Ei, nu s-a întâmplat nimic. Am ieșit de la cabine, am luat golul acela repede în minutul 46-47, nu știu exact cât a fost. Ne-a debusolat așa un pic, cu toate că am vorbit înainte. Orice s-ar întâmpla trebuie să rămânem până în minutul 90, 93, 120, cât va trebui să rămânem pozitivi și că pot să înscrie și la ultima fază, așa cum am făcut-o și la meciul de la Amoreni. Urmează o deplasare dificilă, un meci sâmbătă cu Șelimbăr. Ce le promiți suporterilor? Din păcate ne-a rămas doar campionatul. O să dăm totul pe teren să terminăm în primele două, așa cum ne-am propus în acest an. Indiferent de ce se va întâmpla până la finalul campionatului, noi ne dorim să terminăm pe primele două locuri.